Antropologul Radu Umbreș, lector la SNSPA, a explicat câteva dintre motivele pentru care oamenii din mai multe localități din România au recurs la slujbe religioase pentru aducerea ploii. Acesta a vorbit și despre reacția societății. Cred că am găsit firul roșu ce unește mai toate chestiile pe care le arunc pe Facebook. Dacă vi se pare că niște oameni fac niște chestii trăznite, explicațiile simple cu un strop de prejudecată sau insultă sunt probabil greșite. Astăzi luăm cazul slujbelor sau rugăciunilor pentru ploaie din mai multe sate. Înapoiați Evul Mediu, Proști Românica, știți reacțiile, nimic surprinzător. Dar stați un pic, că este mai mult decât atât, a scris Radu Umbreș pe Facebook. Antropologii s-au confruntat deseori cu asemenea ritualuri aparent iraționale și au venit cu două mari interpretări. Prima este cea funcționalistă, ritualul nu aduce ploaia, dar crește solidaritatea socială în vremuri de criză și de asta ritualul persistă în acea societate. A doua este cea culturalistă, așa sunt credințele lor. Din perspectiva lor se vede că ploaia vine după ritual. Nu putem judeca alte culturi după standardele noastre. Cred oamenii că ritualul aduce ploaie, poate că unii cred cu puterea asta, dar probabil sunt puțini și nu ajunge această credință magică pentru a explica de ce atât de multe slujbe se organizează pe vreme de secetă. Cel mai probabil mulți au convingeri moderate sau chiar slabe. Mai mult putem explica foarte convingător practicarea ritualului și dacă nimeni, dar absolut nimeni, nu crede că ritualul aduce cu adevărat ploaia. Crește ritualul solidaritatea socială? Poate că da, un pic, dar la fel de bine probabil că nu aduce beneficii colective semnificative, dar aduce niște beneficii individuale de mai multe feluri și asta explică organizarea slujbelor și perpetuarea practicii. Punctul de la care trebuie plecat este tradiția. Există acest obicei al slujbelor pentru aducerea ploii pe vreme de secetă. De ce există ritualul este altă discuție, dar hai să plecăm de la realitatea că ritualul a fost practicat în trecut, iar asta deja creează niște premize destul de solide ca el să fie reprodus la fiecare secetă, a transmis antropologul.